Se apropie momentul în care vom afla care sunt câștigătorii premiilor Academiei Americane de Film. Pregătirile pentru noaptea albă a Oscarurilor au intrat acum pe ultima sută de metri. Andreea Marin, aflată la Los Angeles, ne oferă informații de ultimă oră. Vă spun bună seara, chiar dacă Los Angeles se află la primele ore ale dimineții. La Shrine Auditorium se fac ultimele pregătiri pentru ceremonia de decernare a premiilor Oscar. Și producătorii au promis un spectacol ireproșabil. Vă invit să pătrundem împreună în sala în care au loc repetițiile finale pentru Marea Gală de Lume. Accesul se face doar pe baza invitațiilor. Nu au fost puse bilete în vânzare pentru că oricum numărul locurilor este mult mai mic decât cel al solicitărilor. Pentru prima dată, spectacolul va avea propria temă muzicală, fanfară pentru Oscar. Teatrul va fi luminat de 129 de candelabre, la instalarea cărora s-a lucrat aproape o lună și jumătate. Fanii Oscar, care au avut norocul să obțină unul dintre cele 1000 de permise de acces în tribunele amenajate de o parte și de alta a covorului roșu, vor urmări ceremonia pe un ecran uriaș. Până la încheierea evenimentului, ei nu vor putea părăsi însă zona. Cei care nu au reușit să obțină un loc aici sunt supărați că Shrine Auditorium a fost îngrădit și că măsurile de securitate sunt mai aspre în acest an. În semn de protest, clubul fanilor Oscar a fost închis. Pe de altă parte, în ediția de ieri a ziarului Los Angeles Times se afirmă că 8 din 10 oameni nu vor urmări evenimentul din 23 martie, că viața merge înainte, că necazul nu se opresc aici, chiar dacă Oscarul tinde să monopolizeze atenția tuturor. Peste drumul Shrine Auditorium, într-o casă de poveste construită la începutul secolului, locuiesc trei prieteni, William, Shane și Bill. Sunt tineri și iubesc filmul, însă agitația din zonă în această perioadă a anului îi deranjează. Toți prietenii noștri vor să vină la acest spectacol. Noi le spunem tuturor că am putea intra pe gratis. Lumea doarme câte 3-4 nopți pe stradă în speranța obținerii unui bilet. Și totuși, oamenii au nevoie de film. De aceea, pregătirile pentru noaptea Oscarurilor continuă. 50 de statuete din aur masiv vor fi înmânate câștigătorilor. Două dintre replicile Oscarului realizate special pentru această ediție aniversară a 70-a sunt mozaicul. Sunt designerul tuturor statuilor de la balul guvernatorilor. Sunt făcute din sticlă mozaicată. Cele din spatele meu sunt compuse din 4.000 de piese din aur de 24 de carate. Covorul roșu, tribunele și teatrul vor fi împodobite cu flori. 51 de oameni lucrează la decorarea zonei. Au fost aduse 60.000 de flori, de 150 de feluri. Sunt nu numai din California, ci și din America de Sud, Olanda, Hawaii, Costa Rica și Israel. Zarurile au fost aruncate. Starurile atât de sigure pe ceea ce fac în fața camerelor de luat vederi, trăiesc acum cele mai mari emoții. Un Oscar poate însemna consacrarea sau confirmarea valorii. A început numărătoarea inversă. Peste aproximativ 31 de ore vom afla numele câștigătorilor premiilor Oscar de anul acesta. La Hollywood se scrie istoria filmului. Ne vom întâlni mâine seară la Jurnal, în transmisiune directă de la Shrine Auditorium. Din Los Angeles, Andreea Marin. Emisiunea 7 zile în România este prezentată în această seară de Anca Toader.